Bună ziua! Astăzi vom vorbi despre lucrările de întreținere, de tăiere la smeură. Smeura se împarte în două categorii. Smeură remontantă și smeură neremontantă. Smeura neremontantă este smeura care rodește o singură dată pe an. Smeura neremontantă o vom prezenta într-un alt videoclip, pentru că smeura neremontantă și murele se tung și se taie la sfârșitul lui martie, începutul lui aprilie, pentru că sunt foarte sensibile la înghețe. Acum noi o să facem un videoclip ca să vă arăt cum se taie smeura remontantă în fiecare an, primăvara. Nu este sensibilă la îngheț, de aceea o putem tăia deja din ferestrele iernii în februarie, la începutul lui martie. Smeura remontantă dă fructe din luna iunie până dă înghețul. Cu mici intervale, mereu avem fructe verzi, fructe care se coc, mereu înflorește. Printre cele mai cunoscute sunt polca, polana. Eu nu știu exact care din soiul este, pentru că am primit-o cadou, dar știu că din iunie până dă înghețul, eu mănânc smeură de pe aceste tulpini de smeură. Acum vreau să vă arăt cum fac eu an de an, de 12 ani, ca să tai smeura pentru fructificare, întinerire, și vom trece la practică. Smeura remontantă se taie de la suprafața pământului cât mai jos. În locul lor vor crește tulpini noi, care vor crește până la un metru, un metru jumate, pe care vom avea roadă bună, de care ne vom bucura. Tulpinile care au fost tăiate anul trecut și deja vedem că sunt, au cioturi uscate, le tăiem și pe acelea mai jos, ca să nu pătrundă dăunătorii. Așa. Luăm la rând fiecare tufă, pentru că aici este o rădăcină cu mai multe tulpini. Totul tăiem de la fața pământului. Ras. Șoatele de anul trecut le scurtăm. Așa am făcut de 12 ani și am recoltă foarte îmbelșugată. Vara, când stau în mijlocul smeurei ca un urs, mă gândesc că neam de neamul meu nu a mâncat smeură cât am mâncat eu. Numai dacă își plantează și ei smeură din aceasta și în cantități mai mari. Eu am 6 rânduri și de aceea am posibilitatea să mănânc, să-mi fac sirop de smeură. Soțiara mea dragă face sirop de smeură, compoturi, gemuri, și avem toată iarna până începem să mâncăm din nou de pe smeură. Așa se procedează, este simplu. Oricine poate să își planteze smeură remontantă, polca, polana, sunt mai multe, și în fiecare primăvară, la începutul lui martie, așa se tunde, este simplu și eficace. Uitați! Așa. Vom trece. Uitați, aici este o rădăcină care are 4 tulpini, care eu am lăsat azi vară doar 4 tulpini. La această smeură poate avea 6, 7, 9 tulpini, dar dacă lăsăm prea multe tulpini, mai mult de 5, boabele vor fi mici, fiindcă rădăcina nu are putere să dea sevă, să crească, să întrețină aceste tulpini și să facă ca rodul să aibă hrană destul. De aceea, în fiecare primăvară, în luna mai, vedem câte tulpini sunt la o rădăcină și 4 tulpini cele mai frumoase le lăsăm, iar dacă vedem o rădăcină cu vigoare mare, putem lăsa maxim 5. De aceea, noi le
curățăm acum ca să poată răsări noile tulpini pe care vom avea în acest an recolta. An de an se procedează în acest fel și de 12 ani eu sunt foarte bucuros de această smeură. Așa. La fel, smeura trebuie să, la sfârșitul toamnei, când deja cad frunzele, să dăm cu, să o stropim cu sulfat de cupru, un insecticid și un ulei horticol. Explică puțin cu sulfatul de cupru, tata. E toxic? Sulfatul de cupru, dacă se dă, se dă când smeura sau pomii nu este în vegetație, nu intră înăuntru pomului. Și doar atacă dăunătorii care sunt pe smeură, pe pomi. Sulfatul de cupru nu se dă în timpul vegetației. Se dă atunci când pomii și smeura sau arbuștii sunt lemnificați și nu au frunze pe ei. Deci nu trebuie să ne facem griji că ne îmbolnăvim. Sulfatul de cupru nu. Cine dă doar toamna, când deja au căzut frunzele, la mijlocul iernii, când se prinde o perioadă caldă, peste 5 grade, o zi sau două, prognoza ne arată că nu va coborî mai jos, este bine să dăm din nou sulfat de cupru cu un insecticid și ulei horticol. Iar acum, după ce tăiem de la rădăcină tulpinile acestea, la fel trebuie să dăm încă o dată cu sulfat de cupru, un insecticid și un ulei horticol. Pentru ca toți dăunătorii care ar mai fi pe aceste tulpini să-l trage spre rădăcină să fie anihilați. La ce insecticid? Recomand un insecticid? La orice magazin fitosanitar, ei știu ce insecticid și ce ulei horticol se poate combina cu sulfatul de cupru, ca cele trei să se dea o singură dată, să nu faceți sport dând de trei ori peste aceeași plantă, de trei ori cu fiecare separat. Se pot combina. Așa. Ce este important la această smeură este iubitoare de apă. Este bine atunci când deja vedeți că leagă fructele, ele au nevoie de multă apă. În vara, când este secetă, trebuie să asigurați ca smeura să aibă apă și vă veți bucura de roade îmbelșugate. Vă mulțumesc, vă aștept la un nou videoclip.